Du-te de acolo, mami, că poate te lovește Daniel și el nu vrea, dar nu știe. Ce vrei să-ți aduc ție? Zeamă? Zeamă? Mai că merg să-ți fac. Eu fac pioiose. Țup, 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 vreau să stau și eu aici. Țup, 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 vreau să stau și eu aici. Ce uiți, Melissa? Te uiți la mașini? Și îți plac mașinile? Ce vrei să-ți dau? Să-ți dau mâncarea lui bebe? Păi și bebe ce mai mănâncă? Asta. Altă mâncare? Dar nu vrei tu mai bine să mănânci mâncare ce face mami acolo? Pentru noi? Nu vreau. Nu vrei? Ăsta, bebe. Mâncarea lui bebe o vrei tu? Ce păr frumos ai. Cine-i fetița mea? Dana. Dana e fetița mea? Și Melissa ce e? Uite. Melissa e urâtă? Nu, e adevărat. Melissa e fetița mea frumoasă. Poc! A căzut. Pune un chiuvetă și alta. E murdară. E murdară, ia. Așa, bravo. Apa. Albastră. Albastră, super. Avem. Avem? Uite. Foarte bine. E... Pe cât-ți fac umbră. Înghe. Cam atât în acest filmuleț. Astăzi, de fapt mâine, Claudia împlinește 4 ani și mi-am adus aminte așa de noaptea de dinainte de cezariană, câte griji mi-am făcut și cât stres și cred că a fost una dintre cele mai grele nopți, zile, așa, din toată viața mea. Stăm și mă gândeam, oh, mâine dimineață trebuie să merg la spital, la cezariană, nu vroiam, mi-era teamă, na. Și 4 ani mai târziu,
E aici Claudia cu noi. E și Melissa și Daniel, adică au evoluat frumos lucrurile și nu pot decât să mă bucur. Da, cam atât în acest moment. Mâine dimineață vreau să mă trezesc mai de dimineață, să merg să iau o prăjitură, să sărbătorim puțin așa în familie, pentru că după aceea să plece Florin la muncă și să apucăm să mâncăm o prăjiturică împreună cu toții. Melissa n-a fost astăzi la grădiniță pentru că încă e pe antibiotic și nu se simte așa foarte, foarte bine. Am zis că mai țin acasă câteva zile. Cred că mâine o mai țin acasă și după aia să merg la grădiniță, că deja se plictisește, nu mai știm ce să mai facem. Mai ții minte acum 4 ani? Seara de dinainte de ziua de naștere a Claudiei, înainte să mergem la spital. Atunci nu prea mai ții minte așa, dar eu m-am stresat foarte. Da, în fine, na, cam asta e. Au trecut ani, a trecut timpul. Mi lua gata tu, dar lasă-mă, deci nu mai veni la mine. Nu mai veni. Pleacă de aici. Lasă-mă. Dar iau la tine, că doar e fata ta. Păi și chestia că din joacă așa mai ciupește câteodată. Că m-a tot ciupit pe mine. Hai, pleacă de aici. De obicei mușcă de fund. Da, de bine că pe mine m-a mușcat de peste tot. Nu știu, acum mai vreau să mai zic ceva. Cred că nu. Cam atât în acest filmuleț. Vă mulțumim tare mult pentru vizionare. Vă pupăm și să ne vedem sănătoși, sănătoase în filmulețul următor. Pa. Măi, Lili, măi.